Grav accident de circulație în comuna Tetoiu, duminică seara. Un șofer inconștient va trăi toată viața cu vina de a-și fi omorât nepotul și pe cel mai bun prieten. Acesta circula cu o viteză de peste 100 de km pe oră când a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un cap de pod. În plus, există suspiciuni că ar fi condus sub influența alcoolului. Polițiștii așteaptă în acest moment rezultatele analizelor de sânge în funcție de care vor cere sau nu reținerea preventivă, respectiv arestarea conducătorului autovinovat. Cauza producerii viteză excesivă. Au fost ridicate două probe biologice de sânge conducătorului auto. Urmează să aflăm dacă acesta a consumat băuturi alcoolice. Accidentul a avut loc duminică seara pe un drum din comuna Tetoiu. Alături de șofer în mașină se aflau fratele, nepotul și un prieten. Impactul a fost atât de violent încât doi dintre pasageri au murit pe loc. Noi am intervenit cu ambulanță SMURT, o auto specială de descarcerare și o auto specială de stingere cu modul de descarcerare, iar SAJU a intervenit cu două ambulanțe. Ulterior a fost chemat și un elicopter SMURT cu care a fost preluată persoana cea mai grav accidentată. În momentul ajungerii la fața locului, un copil de 5 ani și un tânăr de 19 ani nu avea semne vitale. Din nefericire, s-a declarat decesul acestora la scurt timp. Cea de-a treia victimă, fratele șoferului, respectiv tatăl minorului care a decedat, a rămas încarcerată. După ce a fost scos dintre fiarele contorsionate, bărbatul a fost transportat cu elicopterul SMURT la spitalul din Craiova. Bărbatul este în comă de gradul 4, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire. În schimb, șoferul vinovat de producerea tragediei a scăpat cu rănișoare, viața nefiindu-i pusă în pericol. A fost chemat elicopterul SMURT în stare gravă, a fost transportat la Craiova și încă un bărbat de 32 de ani, care a fost șoferul, care a fost preluat de ambulanța SAJ și transportat la spital. Înțelegem că șoferul nu se afla într-o stare atât de gravă în urma accidentului. Din informațiile care le dețin, șoferul a suferit cele mai puține traumatisme. Dacă se va dovedi că a condus sub influența alcoolului și va fi găsit vinovat pentru ucidere din culpă, șoferul vinovat de producerea accidentului riscă să ajungă în spatele gratiilor.